Telegrafia fără fir, cunoscută și ca radio. Istoria acestei inovații seamănă cu o telenovelă. Thomas Edison și Nikola Tesla erau inventatori rivali. Radioul din ziua de azi încă se bazează pe componenta de cărbune Tesla. Dar chiar când Tesla era aproape de a descoperi un transmițător fără fir care să trimită semnale la 50 de mile distanță, atelierul lui a ars din temelii. Edison era cunoscut pentru angajarea unor bătăuși sau chiar a mafiei, însă cauza a fost cel mai probabil o defecțiune electrică. În timp ce munca lui Tesla era pierdută, Guglielmo Marconi încearcă și reușește să transmită primul semnal transatlantic. Patentul său este mai târziu refuzat, deoarece proiectarea lui se baza pe munca lui Tesla. Mai târziu, situația s-a întors în favoarea lui Marconi atunci când Andrew Carnegie și, ați ghicit, Thomas Edison au contribuit cu banii lor. În 1943, mult timp mai târziu, patentul i-a fost retras din nou lui Marconi și acordat post-mortem lui Tesla. Simpla punere în funcțiune a radioului a fost un efort plin de peripeții, însă efectele asupra comunicării, culturii și societății au fost și mai dramatice. În 1905, marina japoneză a distrus o flotă rusească în bătălia de la Tsushima, în mare parte datorită achiziționării de echipament radio de la Marconi. Semnalele SOS trimise prin radio au salvat viețile a peste 700 de pasageri ai vaporului Titanic, iar mai târziu a fost impus prin lege ca orice vas să aibă un transmițător fără fir care să funcționeze non-stop. Oamenii au asociat radioul cu ziarele, ceea ce a ajutat la planificarea conținutului, însă erau câteva diferențe majore. Nu ai nevoie să știi să citești ca să asculți radioul, nu ai nevoie nici să-ți rezervi timp, deoarece ascultatul, în comparație cu cititul, este o activitate pasivă. Poți să asculți radioul în timp ce lucrezi altceva. Radioul acționa ca un lipici cultural, unificând diferitele clase sociale sub pancarda informației imediate. Vocea omului de pe stradă era auzită alături de cea lui Orson Welles în dramatizarea Războiul Lumilor și alături de emisiunea Discuții la șemineu a președintelui Franklin D. Roosevelt. Niciun alt președinte nu mai vorbise direct și simultan poporului american înainte. Politicienii au fost nevoiți să devină mari oratori. Propaganda era răspândită ușor maselor. În același an în care laboratorul lui Tesla a ars din temelii, s-a născut Harold Marshall Sylvester. Când Marconi a transmis primul semnal transatlantic, Richards avea 7 ani. Când prima sa ceremonie în direct a fost transmisă, Richards și radioul aveau practic aceeași vârstă. În anul 1929, lucrarea lui Richards a prins rădăcini în Los Angeles, California. După ce acesta a prezentat prin radio una dintre cele mai mari emisiuni evanghelistice, stația i-a oferit o emisiune zilnică pentru închinare familială. Richards era convins. Lucrarea misionară trebuia să utilizeze radioul. Însă comitetul conferinței era de altă părere. Ei spuneau, radioul este atât de nou, nu a mai fost folosit până acum. De asemenea, este unealta diavolului. Alcoolului și țigărilor li se face reclamă prin radio. Mai mult ca sigur că e unealta diavolului. În timp ce conferința a rămas neconvinsă, obsesia lui Richards s-a amplificat. Într-un final, un prieten l-a abordat. Harold, tu încă nu ai făcut nimic legat de radio. Crezi în el? Da. Știu că Dumnezeu vrea ca eu să fac asta și că nu mă va abandona. Crezi cu adevărat că Dumnezeu te vrea la radio? Da, sunt convins că vrea să lucrez la acest proiect. Nu, eu cred că nu crezi în așa ceva. Cum adică? Eu chiar cred în asta. Păi dacă Dumnezeu vrea ca tu să faci asta și tu crezi că asta vrea El, de ce nu ești la radio? Apăsarea propriei frici și necredințe l-au lovit pe Richards ca o tonă de cărămizi. Chiar în următoarea noapte, când stătea la ușă pentru a strânge colecta, a spus membrilor bisericii că buzunarul stâng al hainei lui era buzunarul pentru radio și că dacă credeau în potențialul acestui proiect, să doneze. În mijlocul marii crize, biserica locală a lui Richard a oferit $220, echivalentul la $3,000 în anul 2015. Au oferit bancnote, aur, bijuterii, chiar și dinți. Seară de seară, banii necesari pentru transmisiune umpleau buzunarul radio. În timp ce majoritatea predicatorilor radio nu făceau altceva decât să predice, Richards lucra cu un producător și muzicien pentru a crea un program veritabil, bine structurat, numit Sanctuarul din Cer. Transmisiunile săptămânale au
ajuns să fie zimnice. Cutia poștală era inundată de scrisori ce conțineau întrebări, cereri de rugăciune și bani. Transmisia s-a extins. The Lone Star Four, un quartet bărbătesc, a devenit un simbol al emisiunii. Întâlnirile de seară erau înregistrate și transmise până pe coasta Atlanticului, în Alaska, Noua Zeelandă și Australia. Lucrurile au mers așa timp de 7 ani, fără sprijinul conferinței. Până la urmă, în 1937, Uniunea de Conferințe a decis să sprijine lucrarea aflată în desfășurare și chiar l-a convins pe Richard să se ocupe numai de radio. Începând de atunci, emisiunea Vocea Profeției a fost transmisă de-a lungul undelor radio de 2 ori pe săptămână, de la coastă la coastă, prin 89 de frecvențe diferite. După un concurs de redenumire, quartetul Lone Star Four au devenit King's Heralds, adică mesagerii regelui. Richards a devenit o autoritate în lumea radioului. Conferința din Oregon l-a trimis pe Julius Tucker să învețe tot ce putea de la Richards. În cele din urmă, Tucker a învățat destul pentru a-și realiza propriul program intitulat The Quiet Hour, adică ora liniștită. Astăzi, datorită lui HMS Richards, Vocea Profeției poate fi auzită în aproape 60 de limbi. Studii biblice sunt disponibile în peste 70 de limbi. Radioul Adventist Mondial transmite în 80 de limbi și se estimează că ajunge la urechile a 2/3 din populația lumii. Adoptarea de noi instrumente și inovații a adus misiunea Bisericii Adventiste în lumea modernă, iar radioul a fost doar primul pas înspre alți 50 de ani de dezvoltare. Va urma trimestrul următor.